Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mă bucur într-un mod deosebit că mă aflu aici în mijlocul dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și de ce nu? Dumnezeu să vă folosească pe toți! Amin. Aveți un cor minunat, aveți o fanfară binecuvântată, o biserică, cred că Domnul este prezent aici. Vă aduc multe salutări sfinte de pe meleagurile frumoase ale Bucovinei. Dumnezeu să vă binecuvinteze în toate compartimentele. Amin! M-am uitat în adunare, sincer spun, grupul de la laudă, chiar vă compătimesc. Eu nu, să nu luați că biserica vă sfidează, numai voi cântați. Ați observat? Un sfert din adunare cânta după voi, atât. Trei sferi din adunare stăteau cu gura închisă. Unii se uitau numai pe plasmă, strâmbându-se la plasmă, parcă ar vrea să o spargă din priviri. S-o cânta cântarea, e Dumnezeu ce stă mai sus de stele și vorbim despre un Dumnezeu mare, vorbim despre o credință puternică și parcă suntem tot mai goi, tot mai seci și parcă nu mai credem nimic. Foarte mulți dintre noi confundăm religia cu credința. Ce credință ai? Pentecostală? Nu, aia e o religie. Ai o religie. Știi ce înseamnă credința? Credința te împinge în acțiune. Credința te împinge în acțiune. În această dimineață aș dori să rămân exact la același text, la același text care a fost citit în dimineața aceasta. Însă cuvântul Domnului spune în Matei capitolul 8, versetul 13, Domnul stă de vorbă cu o persoană și spune așa, apoi a zis sutașului, du-te, facă-se după credința ta. Dacă Dumnezeu te-ar întreba, vreau să fac după credința ta, te întreb, în dimineața aceasta ai plecat cu problema dumitale rezolvată acasă sau ai plecat cu problema nerezolvată acasă? Cum ai plecat de aici? Să zică Dumnezeu, uite, versetul acesta e valabil pentru tine. Facă-se după credința ta. Soțul dumitale te-ar întâmpina sănătos la ușă sau s-ar agrava problemele în căsnicia dumitale? Matei 9, versetul 2. Matei 9, versetul 2. Iisus nu le mai zice nimic. Prima dată le-a zis, facă-se după credința ta. Spune așa. Iisus le-a văzut ce? Când se uită Domnul în adunare, ce vede la dumneata? Vede credință? Sau ești un pachet de set, reguli, dogme, tradiții și ritualuri penticostale? Frate, eu, zlacor, frate. Eu sunt înscris într-un registru, dau cotizație. Asta-i credință, frate. Noi, biserică penticostală, vorbim în alte limbi. Cine? Alții. Alții vorbesc în alte limbi, dar dumneata vorbești în alte limbi? Ai experimentat puterea credinței? Copilul ți este bolnav. În momentul când vezi că tușește, te arunci repede pe telefon 112. Ai uitat despre credința despre care ai jurat în apa botezului? Jur căci numai moartea mă va despărți de Hristos. Pavel spune, nici moartea. Unde te afli? Iisus le-a văzut credința. Poate ai puțină credință. Matei 9, versetul 22. Poate ai puțină credință. Ascultă-mă. Biblia spune, Iisus s-a întors și a văzut-o și a zis, ai puțină credință, te temi, nu știi ce să faci, să bagi divorț, să nu bagi divorț, să te duci la operație sau să nu te duci la operație, să te angajezi sau să nu te angajezi, să te muți în țară din străinătate sau nu. Iisus a întors și văzându-i a zis, îndrăznește, diavolul vrea să te țină încătușat, zdrobit, condamnat la pământ. Biblia spune, îndrăznește, fiică, credința ta
O credință care acționează. Ce greu este să predic unei biserici care se numește biserică consumatoare. Imediat, în finalul gândurilor, aș dori să practicăm, să ne testăm credința noastră. Frate, eu nu-mi pun mâna peste... Dumneata, ești căsătorit? Da? Ai copii? Dumnezeu binecuvântă-i. Da? Frate, eu nu pun mâna peste copiii mei. Du-te, frate, îi bolna să vină durile peste mine. Eu nu pun mâna. Asta înseamnă religie care inspiră spaimă, groază. Credința te arunci înainte. Slăviți să fie, Domnul. Însă Biblia spune că totdeauna credința, totdeauna crede. Da? Incredibilul. Vede invizibilul și primește imposibilul. Asta este credința. Fraților, în timp ce ne-a rămas, aș dori într-un mod deosebit, într-un limbaj cât se poate de simplu, nu sofisticat, cât se poate de simplu, să răspundem ce este credința, un set de reguli, este o temă aranjată și structurată în cărți și studii biblice, ce este credința? Ce este credința? Și când repet întrebarea aceasta, mă uit la balcon. Te-ai întrebat vreodată ce este credința? Cuvântul Domnului spune în cartea Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Însă, în această dimineață, s-a repetat expresia în versetul 11 și versetul 13 din Roman, capitolul 4, capătă prin credință. Capătă prin credință. Și versetul 13. Da? În adevăr, făgăduințele făcute lui Avram sau seminției lui, că va moșteni lumea, n-a fost făcut pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință. Versetul 1, capătă prin credință. Versetul 13, capătă prin credință. Ce capăt prin credință? Dacă n-am credință, ce capăt? Ce capăt dacă n-am credință? Ai credință? Poți să stai în așteptarea lucrurilor nădăjduite dacă n-ai credință și ești plin doxat de religie, dogme și ritualuri pentecostale. Ce să capeți în această dimineață? Am înțeles că credința este o încredere neclintită. Însă cuvântul Domnului spune în cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 14, versetul 27. Vine omul lui Dumnezeu, Pavel, și spune așa: după venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu. Face Dumnezeu pe baza credinței. N-ai credință, nici Dumnezeu nu acționează. Tot ce face Dumnezeu, tot ce făcuse Dumnezeu, prin ei și cum deschise neamurilor ce? Ușa credinței. Ca să poți să intri în lumea minunilor, să poți să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie neapărat să intri pe ușa care se numește credință. Am înțeles ce este credință. Acum, cum intră credința în om? Toate gândurile astea vreau să mi le împachetez sub forma de întrebări. Cum intră credința într-un om? Zice, frate, simplu. Mama e pocăită, tata e în comitet, eu sunt credincios. Pe mine mă duc la binecuvântare, nu așa intră credința în om. Ce zice Biblia? Romani 10, versetul 17. Atenție cum intră credința în om. Astfel credința vine în urma auzirii. Păi n-ai cum să ai credință dacă de aici să predică și dumneata îți verifici e-mail-ul. N-ai cum, stai liniștit. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Să predică dumneata ești pe Facebook în adunare.
Se predică și dumneata ești pe Instagram. Se predică comunici de pe un balcon, pe alt balcon, prin mesaje. Credința acționează dacă ești cuplat la mesajul ce se transmite. Fie prin cântare, fie prin poezie, fie prin mesajul Evangheliei, fie prin îndemnurile care se dau. Dacă ești cuplat la Duhul Bisericii, nu uita, Dumnezeu va face ca credința să intre în dumneata. Am observat grupul de laudă și închinare cântau și căutau din toată inima să motiveze biserica, să o împingă în prezența lui Dumnezeu. Sunt unii care stăteau ca nevasta lui Lot, stană, beton, nici buzele nu și le mișca. Frate, ascultă-mă, ești un om credincios sau ești un om religios? Să nu uiți, credința totdeauna intră prin auzire. Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Efeseni 2, versetul 8. Vine Apostolul Pavel și spune așa: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu are o parte, dar îmi revine și mie partea mea. Atârnă și de poziția mea și contează foarte mult cât de mult îmi doresc ca Dumnezeu să lase credință în mine. Acum am înțeles ce este credința, cum intră credința în om. După ce credința intră în mine, ea face ceva, începe să crească. Credința începe să crească. Dar cum crește credința? Zice, frate, eu cred că credința crește dacă te duci la păstor sau faci cursuri de consiliere spirituală. Nu așa crește credința. Știi cum crește credința? Ioan, capitolul 20, versetul 30 și versetul 31. Dar lucrurile acestea au fost scrise. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor multe semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să... Păi n-ai cum să crezi dacă nu le citești. Cu ce te îndeletnicești în cursul săptămânii? Cu cât citești Biblia, credința crește. Din pricina aceasta, lupta de a nu citi Biblia în cursul săptămânii este extraordinar de mare. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Cu cât citești Biblia, cu atâta credința din dumneata începe să crească. O altă întrebare, unde locuiește credința? Unde locuiește credința? Foarte mult spune, frate, vino la noi. Păi da, ce se va la noi? Să vezi un program foarte bine structurat? Ce să faci la noi? Ce să faci la noi? Unde locuiește credința? În programe? În cor? Care este răspunsul Scripturii? 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19. Și să păstrezi taina credinței și un cuget cum? Curat. Pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Adică credința, când intră în om, ea începe să lucreze, să crească, dar începe să se și așeze, să înceapă să domnească în viața celui om. Eu nu vorbesc la nivel de biserică, ci la nivel de individ. Biserica, când intră în om, începe să lucreze. Apoi ea vrea să-și pună tronul să domnească. 1 Timotei 3, versetul 9. 1 Timotei 3, versetul 9. Și să păstrezi taina credinței într-un cuget cum? Curat. Acum. Nu este ușor să-ți păstrezi cugetul curat. Diavolul, când atacă, nu atacă religia.
El vrea să atace credința. Credința niciodată n-a putut să fie îngenunchiată. Niciodată n-a putut să fie atacată de Satan. Însă strategia lui Satan este aceasta. Atac cugetul, pentru că odată ce am câștigat cugetul, credința începe să părăsească pe om. Da? Haideți să vedem cum se păstrează credința. Cum se păstrează credința? Înainte ca să vorbesc cum se păstrează credința, foarte mulți spun ce despre cartea Roman. Mulțumesc. Mi-a plăcut o expresie a fratelui antivorbitor. Cartea Roman a fost scrisă nu de Pavel, ci cartea Roman a fost scrisă de Terțiu. Da? Roman 16, versetul 22. 16, versetul 22 spune: vă trimesc sănătate în Domnul eu, Terțiu, care am scris epistola aceasta. De fapt, cartea Romani a fost scrisă de Terțiu, dictată de Pavel. Da? Ei, când au vorbit despre credință, au vorbit în direct proporțional cu izbăvirea de sub blestem, de sub păcat și de sub imperiul întunericului. Însă, în această dimineață, aș dori să vedem cum se păstrează credința, frate. Odată ce o intra credința în mine, păi credința n-are cum să mă mai părăsească. Asta-i părerea dumitale. Vreau să-ți aduc în fața dumitale două fotografii din viața dumitale. Nu este într-un album, este în subconștientul dumitale. Îți aduci aminte când ai primit Duhul Sfânt? Cum arătai și cum te rugai? Cum te rugai atunci? Cu mâinile pe sus, plângeai, dădeai în mâini, aveai impresia că toată adunarea este a dumitale, i-ai fi îmbrățișat pe toți. Dar te întreb, dumneata, te-ai văzut în oglindă cum arăți după 20 de ani de pocăință? Fraților, noi predicăm, dar în același timp vrem să lăsăm pe Duhul Sfânt să actualizeze Scriptura și să o aducă în viața noastră. La ce îmi folosește să vă impresionez prin expresii teologice? Nu spun că zrele, sunt foarte bune. Cum se păstrează credința? Efeseni, capitolul 3, versetul 17. Efeseni, capitolul 3, versetul 17. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. O credință absentă înseamnă un Hristos afară. O credință activată înseamnă un Hristos înăuntru care lucrează în toată splendoarea și frumusețea Lui. Ați cântat ultima cântare care ați cântat, ați condus biserica în închinare, a fost ceva extra înălțător. Ce părere ai despre Dumnezeu? Dumnezeu? În cer. Un Dumnezeu în cer. Eu aici, sub dărâmături, sub stări de înfrângeri, ascultă-mă, ca Hristos să locuiască în dumneata, Dumnezeu vrea să te izbăvească, slăvi să fie Domnul. Evrei 9, versetul 14, atenție ce zice Biblia. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul celui veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Ca să pot să slujesc, nu pot a duminică să fiu la slujbă și luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă să fac fapte lipsite de viață. Nu se poate. Să poți să slujești prin Duhul celui veșnic și slujba dumitale să fie una de calitate, îi nevoie de un cuget curat. Psalmul 33, versetul 1. Psalmul 33, versetul 1. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oameni fără prihană, leșade bine! Dar vreau să te întreb ceva, iubitul meu frate, soră care ești la balcon.
De ce ai venit în dimineața asta la adunare? Cine te-a adus? Ce cauți aici? Ce se ascunde în spatele prezenței dumitale la adunare? Care este adevăratul motiv că ești împreună cu toată biserica aici și acum? Ți-ai pus întrebarea aceasta. Psalmul 66, versetul 18. Totdeauna când noi venim la slujire și vrem ca Domnul să ne mărească credința, culmea este, am spus că credința noastră stă într-un cuget curat. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, frate, Dumnezeu te-a folosit la îndemn și pe dumneata la îndemn pentru bolnavi. Ne rugăm pentru probleme, ne rugăm pentru necazuri. Condiția ca Dumnezeu să răspundă în repeziciunea orelor se ascunde aici. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Eu vin la adunare, continui mai departe să cuget. Unde este nevasta, unde este soțul, ce va face copilul, ce am lăsat acasă, ce se va întâmpla cu locul meu de muncă. Cugetul meu este atât de încărcat încât nu mă pot bucura de prezența lui Dumnezeu în adunare. Odată ce ai venit la adunare, deconectează-te de toate problemele ce sunt după porțile acestei clădiri. Însă Biblia spune în Cartea Faptelor Apostolilor, 24, versetul 16, foarte mulți care zice, frate, eu nu pot să am cugetul curat. Nu pot. Dar de ce nu poți, frate? Pe frate, eu sunt legat de divertismente, seriale, Netflix-ul, demonul ăsta este, Netflix-ul este unul dintre cei mai puternici demoni, căpetenii diabolice, care pătează cugetul, Netflix-ul. Pe frate, eu n-am cum. Știe, Dumnezeu știe că n-ai cum să-ți păstrezi cugetul curat, dar Dumnezeu se uită cât de mult te silești să-ți păstrezi cugetul curat. De aceea mă silesc și am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pe frate, ești legat poate de internet, ești legat de rețele de socializare, ești posedat poate de filme, ascultă-mă. Pe Dumnezeu îl interesează lucrul acesta. Dorești să fii liber? Dorești să-ți păstrezi cugetul în starea de curăție? Poate spui, frate, dar nu pot să fiu curat. Osia, capitolul 11, versetul 7. Eu îi chem înapoi, dar cum eu îi chem, ei se depărtează de mine. Și apare o expresie în Osea, capitolul 11, versetul 7. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, știi la ce se uită Dumnezeu? Cât de mult îți dorești să te ridici? N-ai vrea să te ridici în numele Domnului din stările de condamnare în care ești? Asta implică o credință slabă, dar Dumnezeu acționează pe fondul credinței tale neputincioase. Domnul este cu tine, viteazule. Du-te cu puterea pe care o ai. O putere mică, o credință mică. Nu uita, Dumnezeu se vede câtă silință îți dai ca să-ți păstrezi cugetul în starea de curăție. Nu uita că Dumnezeu nu te lasă pe propriile tale puteri. Dacă tu vrei să fii liber, Duhul Sfânt vine și te ajută prin circumstanțe. Nu te lasă Dumnezeu singur. Consideam acum recent un tânăr care era legat de o legătură nu ușoară, foarte, foarte grea. Citisem un documentar a unui medic, psiholog, care spunea, dacă trec 40 de zile fără să mai alimentez vreun viciu, cât de puternic să fie el, se dezactivează.
N-ai vrea să iei și dumneata tratamentul ăsta? 40 de zile. Să nu te mai uiți pe rețelele unde te dezbracă de puterea de rezistență. Ascultă-mă. Pune stop. Știi ce înseamnă credință? Știi ce înseamnă credincios? Poate spui, frate, credință este, se raportează relația dintre om și Dumnezeu. Credință se raportează în ceea ce privește credința, relația între bărbat și femeie. Și asta vine prin, care este opusul credinței? Necredincios nevestei sau păcatul infidelității. Te-ai căsătorit, dar în spate ți-ai știut să-ți parolezi telefonul, să nu pună soția mâna pe telefonul dumitale sau soțul pe telefonul. Aia înseamnă necredincioasă sau necredincios. Însă Biblia spune foarte clar cum se păstrează credința, lasă să locuiască Hristos în dumneata, apoi conectează-te la Duhul Sfânt. Dacă Domnul te-a botezat, să nu treacă o zi fără de care să nu dai drumul la vorbire în altă limbă. Dacă nu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, te rog, ascultă-mă. În această dimineață, oprește pe frați. Frate, când facem stăruință? Săptămâna trecută am fost în Roma și păstorul a spus, frate Giuliu, până când vei intra la cuvânt, te rog, motivează biserica pentru o rugăciune. Am zis, ridicați mâna toți care aveți până la 26 de ani necăsătoriți. O ridicat foarte mult. Am zis, toți veniți în față, aici. Au venit în față toți tinerii, copii și cei mici. Și am zis, toată biserica, ne vom întinde mâinile spre ei și ne vom ruga pentru ei. Ca și cap de linie, era o fată care plângea. Plângea de numai. Simțea o prezență a Domnului aparte. M-am apropiat de ea și am zis, nu te teme, dă-i drumul la vorbire în alte limbi. Și dintr-o dată a explodat ca un vulcan puternic care erupe. A început să vorbească în alte limbi. Toată biserica a început să se aprindă. De la ora 7:30 la ora 11. Foc, valuri de prezența Domnului peste adunare. Credința te împinge în acțiune. Dă-i drumul la vorbire în alte limbi. Te întreb, de când ai mai vorbit în alte limbi? Sau vorbirea în alte limbi a rămas doar o amintire? Sau la nivel de literatură, frate, câte cărți am despre botezul cu Duhul Sfânt? Nu te întreb cât ai citit despre Duhul Sfânt, cât ai experimentat prezența și lucrarea Duhului Sfânt în compartimentele vieții dumitale și a familiei dumitale. Asta înseamnă credința. Însă cuvântul Domnului spune în cartea 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 13, vine bătrânul Pavel și spune așa, vegheați, să aveți o credință anemică, este suficient. Nu, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Ce înseamnă expresiile acestea? Adică în momentul când credința vine peste un om, omul acela, Dumnezeu prin omul acela, va face lucruri supranaturale, iese din uman și intră în supranatural. Asta este puterea lui Dumnezeu, care Dumnezeu vrea să înceapă o nouă epocă cu dumneata, o nouă foaie, un nou registru. Ascultă-mă, experimentează puterea credinței. Cum lucrează credința? Am văzut cum se păstrează credința, vorbire în alte limbi. Lași pe Hristos să intre în dumneata, să iei chip. Însă, cum lucrează credința? Cum lucrează credința? Unii spun, zice, frate, eu am credință, eu sprind de credință. Ascultă-mă bine. Te poți verifica în dimineața aceasta prin versetele care ți le-am pus la îndemână și le voi mai pune la îndemână. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Ca să poți să vezi dacă ai credință, dacă o lași să lucreze sau dacă ea stagnează. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de
N-ai vrea să lași credința să lucreze în dumneata? De lucrarea credinței voastre, de osteniala dragostei voastre, de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Când coboară credința, intră în om, crește în om, ea locuiește în cuget, apoi trebuie să o lași să lucreze. Cum? Prin dragoste. Cântăm noi cântarea aceea. Pune, Doamne, dragoste între frați. Fă mereu să se iubească, să nu se mai clevetească. Pune, Doamne, dragoste între frați și între soț și soție, că nu greșesc, sau greșesc. Domnul să mărească dragostea în familie și în biserică. Amin? Să nu uităm, fraților, lasă credința să poată să lucreze, dar ea lucrează pe fondul dragostei. Frate, eu plin de credință, dar mergem înainte, cu adevărul, rupem, ucidem, distrugem, punem sub proiectoare păcatele tuturor. Nu-i asta credința care lucrează în dragoste. Credința care lucrează în dragoste urmărește taina care se numește recuperarea omului pierdut. Acolo se ascunde puterea credinței. Măriți să fie numele Domnului! Roman, capitolul 12, versetul 3 și versetul 6. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Adică eu mă apropiu de Domnul ca o să-mi păstrez cugetul curat, citesc din Biblie în fiecare zi, mă îndeletnicesc cu postul, mai închid din canale, mai elimin din canale, ceva normal, că Dumnezeu mărește măsura de credință. Mărește măsura de credință. Frate, eu știu ce să zic. M-am întâlnit cu o soră bătrână. Am soră, ce mai faci? Mi-a fost dor de dumneata, ce mai faci? Tot așa biruitoare. Zice, frate, e atât de puternic satana, frate, de numai. Și am zis, da, Domnul, ce-o spus cu privire la neputința dumneitale? Pe Domnul și Domnul e bun. Când e vorba de satana, e atât de mult exagerăm puterea. Când e vorba de Domnul, da, și Domnul e bun. Nu. Proclamați biruința în numele lui Iisus Hristos. Ne ridicăm în numele lui Iisus Hristos. Și așa cum o spus, facă-se după credința ta. Ucenicii au zis, Doamne, sutașul a spus, Doamne, mărește-mi credința. Zice, nu te teme, nu te teme, robul tău va fi tămăduit. Însă cuvântul Domnului spune în cartea Roman, capitolul 11, versetul 20, în momentul când credința începe să lucreze, în momentul când credința începe să lucreze, ce lucrează? Prima dată lucrează în dragoste, doi. De ce totdeauna, când sunt sus, vorbesc în alte limbi, mă duc la adunare, iau cina Domnului, simt o prezență a Domnului în rugăciune, când sunt jos, nu mai pot, cred că mor, cred că mă îmbolnăvesc, cred că îmi pierd mințile. De ce sunt oscilațiile astea așa de puternice? Adevărat, a fost tăiat din pricina necredințelor și tu stai în picioare prin credință. Să nu uiți, în momentul când oscilezi așa de puternic, când seriale turcești și Netflix-ul, când jos, fanfară, cor, facem, dregem, alergăm, de ce oscilăm așa de tare? De ce nu avem o curăție în neprihănire într-un mod constant? Tu stai în picioare prin credință, nu te îngânfa, dar ci teme-te. Credința, în momentul când a intrat în mine, ea lucrează în dragoste, tocmai ea pe mine mă ține în picioare. Frate, eu aș vrea să mă implic la cor, dar frate, mi-e frică că nu mă pot ține.
Frate, eu aș vrea să mă implic la orchestră, dar mi-e frică că nu mă pot ține. Păi nu dumneata ții, ci credința te ține pe dumneata. Dom'le, eu aș vrea să mă pocăiesc, dar mi-e frică că nu mă pot ține. Păi Dumnezeu vede că nu te poți pocăi, că dumneata nu poți să ții pocăința. Pocăința te ține pe dumneata. Dumnezeu te va ține, te va susține și vei sta în picioare. Romani, capitolul 14, versetul 4. De ce judești tu pe robul altuia dacă stă în picioare sau cade? Aceasta este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească ca să stea. Nu mă pot ține. Nu uita. Cel ce-o vegheat să nu-ți pierzi mințile prin ceea ce ai trecut, a fost Dumnezeu. Alte persoane care au trecut prin ce treci dumneata și au pierdut mințile și este la psihiatrie. Sau merge și fac exerciții în armatele de psihologi. În fiecare zi câte 1 milion. Rostind aceleași propoziții. Ești în adunare, o trecut tăvălugul peste familia dumitale. Încă mai poți să cânți, te mai poți ruga. Este că cineva, mâna unui Dumnezeu nevăzut este peste dumneata, mărit să fie Domnul. Însă, Biblia spune în cartea Fapte, capitolul 3, versetul 16. Cum lucrează credința? Prin credința, în numele lui Iisus, a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el, nu într-o dogmă, nu în ritualuri, nu într-o religie sau un cult. Credința în omul acesta, da? Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire cum deplină. Cum vedeți? Cu toți. Cum lucrează credința? Pe fundul vindecărilor și a mărturilor care nu se pot contesta. Vreau să pun o întrebare. Să fac și sondaj de opinie. Vă rog din toată inima, dacă în adunare există o persoană care Domnul l-a vindecat sau a vindecat-o, ridicați mâna sus. Să vadă iadul și să cunoască că Dumnezeu mai are încă mărturii în secolul nostru. Mărit să fie numele Domnului. Însă cuvântul Domnului spune că credința în El te poate face biruitor, slăvit să fie Domnul. După înălțarea Mântuitorului la cer, în cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 1, versetul 14, spune că toți frații erau adunați la un loc. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri. Nu uita, poți să stăruiești cu un cuget când cugetul dumitale este curat sau cel puțin ai baza, o bază puternică, o motivație sinceră de a te curăți, de a fi liber. Dacă vrei să ai un cuget curat, Dumnezeu poate să-ți aducă izbăvire cu un cuget în rugăciuni. Cuget curat, ai îndrăzneală. N-ai cugetul curat, oare mă ascultă Dumnezeu? Eu sunt cel mai păcătos. Să nu mă trăznească Dumnezeu în adunare. Cum lucrează credința? Cum lucrează credința? Marcu 16:16. Toți credem. Dați-mi voie să cred că vorbesc unei biserici credincioase, unui grup de oameni credincioși. Cineva crede, crezi? Testează-ți credința. Dacă crezi și încă n-ai primit botezul în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, credința dumitale o ajuns până la nivelul de religie, punct și atât. Nu te va ajuta absolut cu nimic. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Crezi? Credința te împinge în acțiune. Nu crezi. Rămâi în calitate de consumator și admirator a programelor foarte bine organizate
într-o biserică protestantă sau neoprotestantă. Poate ești în adunare. Dragul meu, distinsă doamnă, și n-ai încheiat un legământ cu Domnul. Poate ajungi la răscruș de drumul și spui: Domnule, eu cred în Dumnezeu, eu cred că sunt cel mai mare păcătos, dar deocamdată eu stau așa. Biblia spune, amânarea dumitale va fi un dezastru pentru dumneata. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Poate spui: Domnule, stai numai puțin, eu am fost botezat când am fost mic. Romani 10, versetul 9 și versetul 10. Atenție cum acționează credința, cum lucrează credința. Romani capitolul 10, versetul 9 și versetul 10. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, nu nașa, nu nașu. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul 10. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Se pun câteva întrebări în apa botezului. Crezi că există Dumnezeu? Cred. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cred. Crezi în Duhul Sfânt? Cred. Crezi că ești păcătos? Nu, aici o problemă. Dom'le, eu sunt păcătos, dar nu sunt cel mai mare păcătos. În cap n-am dat la nimeni, în casa nimănui n-am spart-o, n-am luat nevasta nimănui. Dom'le, eu nu sunt ce... Na, mai am și eu păcățele mici, ca toți oamenii. Dacă n-ai ajuns la convingerea că păcatele dumitale te conduc spre cascada iadului, nu poți să scapi de ele. Când apare gradul profund de vinovăție, când simți că te sufoacă trecutul dumitale, ai toată nădejdea că Dumnezeu îți va aduce izbăvire. Dar dacă te ațipești pe laurii victoriei, Doamne, eu sunt bun așa cum îs. Ascultă-mă, ai credință, trebuie să închei un legământ cu Domnul în apa botezului. Poate te deranjează expresia aceasta. Matei 28, versetul 19 și versetul 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin! De la mine vine voința, Dumnezeu îmi dă credința, credința se amplifică și credința mă împinge în acțiune să mă împac cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Este o întrebare, zice: Domnule, cum lucrează credința? Este cineva care ar vrea ca Domnul să-l boteze cu Duhul Sfânt și nu-l are? Ridicați mâna sus! Cine nu are botezul cu Duhul Sfânt? Văd numai o mână ridicată. Restul toți sunteți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Cum? Da? Dați-mi voie să vorbesc numai cu fratele. Cum lucrează credința în om vis-a-vis de botezul cu Duhul Sfânt? Ioan capitolul 7, versetul 38, dăm și versetul 39, te rog. Cine crede în mine, din inima lui vor curge ce? Verifică-ți credința. Ai credință din dumneata, trebuie să curgă tot ce se numește viață. Ai credință dacă din dumneata, pe fundul unui scandal, începi să-ți bajocorești tovarășul de viață, să-l umilezi, să-l bajocorești. Nu uita, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri. Ce curge din dumneata? Râu sau ai mlaștină? Apă stătută sau apă plină de viață? Vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Nu uita, poți să primești Duhul Sfânt pe baza credinței. Crezi, ce credința, cum intră credința în om, cum s-o păstrezi, cum lucrează credința aceasta, și să nu uiți niciodată, Domnul vrea să te boteze cu Duhul Sfânt mai mult decât dumneata îți dorești lucrul acesta, mult mai mult. Însă, cuvântul Domnului spune în cartea lui Iuda, versetul 20 și versetul 21, este salutul multor biserici: fraților,
rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragoste. Iuda e un singur capitol, versetul 20 și versetul 21. Adică, ori de câte ori te pui pe genunchi, să nu treacă o zi fără de care să nu dai drumul la vorbire în alte limbi. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Versetul 22. Țineți-vă în 21. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Am înțeles cum lucrează credința. Însă să nu uităm, o credință compromisă este și un semn al sfârșitului veacului sau al venirii Domnului Iisus Hristos. Mi-aduc aminte, în Luca capitolul 18, versetul 8, Domnul pune o întrebare. Fiind cu ucenicii la olaltă, vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Este o întrebare. Dumneata ce îi răspunde la întrebarea asta? Când vine Domnul, Domnul găsește credință pe pământ. Fraților, odată cugetul luat în asalt de sistemul diabolic, liga ocultă care transmite prin media toate gunoaiele posibile, căsuțele poștale doxate, literatură, cataloage, numai să-ți țină mintea ocupată și să te deconecteze de la relația dumitale cu Dumnezeu. Un cuget pătat, o credință spre apus. Mântuitorul știa acum aproape 2000 de ani că după 2000 de ani sistemul, tehnologia nu face nimic altceva decât să aducă foarte multe lucruri. Unele sunt bune, altele sunt rele. Contează foarte mult unde ești vulnerabil. Diavolul totdeauna te atacă în zona vulnerabilă. Ce-ți place? Ce-ți place? Apropiindu-mă de încheiere, există o judecată a oamenilor care nu cred. Există o judecată a oamenilor care nu cred. Iuda, versetul 5. Dar hai să citim și versetul, te rog, dăm și versetul 3. Iuda, apostolul, a vrut să scrie o scrisoare bisericii. Însă, dar titlul acestei epistole sună așa. O epistolă subornicească. Zice, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre... Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, asta s-a apucat Iuda să scrie. M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința, adică pentru a-ți menține cugetul curat, pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Să ia condeiul, vrea să scrie despre mântuire, cum se capătă mântuirea, cum se păstrează mântuirea, cum se poate pierde mântuirea. Dintr-o dată, cu condeiul în mână, vine Duhul Sfânt și schimbă tema. Fraților, nu numai să scrii, dar luptă pentru credință. Adică osândește lucrurile care vor să te atace. Nu numai te apăra, atacă și dumneata. Nu, frate, eu nu judec pe nimeni. E foarte bine că nu judeci pe nimeni. Atacă păcatul, nu ataca pe oameni. Ucide, lovește în lucrarea întunericului. Nu lovi în frați. Scoate sub reflectoare tehnicile demonice ca toți să afle că lucrul acela e păcat. Îndură-te de oameni, îndură-te de suflete. Dumnezeu te va folosi într-un mod deosebit, slăvit să fie Domnul. Versetul 5. Vreau să vă aduc aminte că măcar știți, că știți odată pentru totdeauna aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, te-a izbăvit?
te-a iertat, te-a vindecat, a încheiat un legământ cu Domnul, te-a binecuvântat foarte mult, nu uita, poți să pierzi ceea ce este cel mai scump. În urmă a nimicii pe cei ce n-au crezut. N-au crezut. Însă cuvântul Domnului spune în cartea 2 Petru 2, versetul 9, 2 Petru 2 cu 9 vine iar și bătrânul Petru și spune: înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cerniș și să păsteze pe cei nelegiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Până la versetul 22 vorbește despre toată judecata oamenilor care nu au crezut și au acceptat să se compromită, să steie în starea de vinovăție la nivelul cugetului. Mai există un lucru. Există o judecată pentru cei ce nu cred. Dar de ce să nu termin că există și o răsplătire pentru cei ce cred? Însă cuvântul Domnului spune în cartea Roman, capitolul 9, versetul 33. Roman 9, versetul 33. După cum este scris, iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere și cine crede în el, sunt beneficii. Cine crede în el nu va fi dat de rușine. Ai fața acoperită de rușine? Verifică-ți credința. Ioan 5, versetul 24. Ioan 5, versetul 24. Cine crede pe baza credinței, se întâmplă ceva. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață. Prin credință ai viață. Eu am venit ca oile mele să aibă și să aibă din belșug. Să aibă din belșug. Să nu uităm. Vreau să termin prin a mai citi împreună un verset din cartea Psalmilor 50, versetul 4. Credința îți va da aripi spre zări. Evenimentul forte care va zgudui planeta tridimensională poartă două nume, două titluri: răpirea bisericii și ziua marilor despărțiri. Când va veni în văzduh Iisus Hristos, se va auzi trâmbița răsunătoare a celui care poate l-ai sfidat o viață întreagă și te-ai compromis, nedorind să te ridici în capul oaselor, nedorind să pui capăt păcatelor și să te întorci într-un mod real, autentic spre Dumnezeu. El strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Versetul 5. Strângeți-mi pe credincioșii mei. Ești un om credincios? Vine o zi când vei fi strâns. Strângeți-mi nu pe cei care au fost religioși. Nu strângeți, nu au zis, mergeți în toate bisericile penticostale și strângeți pe toți care au fost religioși. Nu, nu, nu. Mergeți și strângeți pe toți credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Orice s-ar întâmpla, eu nu mă mai uit. Orice s-ar întâmpla, eu rup relația cu persoana cu care m-o tras în jos. Vreau să ne ridicăm în picioare. Poate ai fost sufocat în dimineața aceasta de mai multe versete și spui: Domnule, spune-mi concret, concret, în două cuvinte, ce trebuie să fac? Iubitul meu care ești la balcon, soră care ești mamă cu copilul la mama și copilul, frați de ordine, există un verset unde se ascunde toată puterea. Daniel, capitolul 4, versetul 27. Te rog, taie din Biblie, prin citire, al treilea cuvânt. Pune numele dumitale în loc de împărate. De aceea, Paul, de aceea, Gelu, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale
și trăiește în neprihănire, care este condiția credinței. Trăiește în neprihănire, rupi-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi viața. Tăcerea lui Dumnezeu până astăzi a fost o șansă. N-ai vrea ca în dimineața aceasta să ne rugăm ca Domnul să ne ierte păcatele noastre? Este cineva care vrea ca Domnul să-l ierte împreună cu mine? Poți să ridici mâna sus? Privească Dumnezeu la toate mâinile care s-au ridicat. Am dorit să ne rugăm ca Domnul să ne aducă credință. Poate n-ai cuvinte sofisticate. Nu-ți alege cuvinte prin care să-L impresionezi pe Dumnezeu sau pe sora de lângă dumneata. Nu știi poate să te rogi. Te rog, dă-i drumul la vorbire în altă limbă. Dacă vine diavolul și te osândește pe genunchi, nu știi în ce păcat trăiești? Dacă diavolul te va învinui cu trecutul dumitale, arată-i că există valabilitate în jertfa lui Iisus Hristos. În sângele lui Iisus Hristos poți să fii eliberat, poți să fii descătușat, poți să fii curățit de păcatele dumitale și Dumnezeu poate să-ți aducă reabilitare, recuperare, reintegrare în sânul bisericii. Măriți să fie numele Domnului! Te rog, în rugăciunea aceasta, ridică-ți capul păcătos din valea plângerii și din valea luptelor pierdute. Nu lăsa capul jos. Arată-i lui Satan că există putere în sângele ce-o curs pe calvar. Ridică capul. Ridică-te din prăbușire. Ai avut un început bun și poate ai un sfârșit sau o stare actuală ca Samson sub dărâmături. Lasă ca un duh de credință să vină peste dumneata. Ridică-te în numele lui Iisus Hristos. Proclamă biruința în numele lui Iisus Hristos. Înfățișează-te prin credință, pe deplin sănătos. Ne vom ruga ridicând capetele, ridicându-ne mâinile. Aș dori într-un mod deosebit, mă rog și comunic cu cei de la laptop, vă rog și dumneavoastră, în rugăciunea aceasta nu este un moft, ci simt că Domnul este prezent în adunare. Rugăciunea aceasta să ne rugăm cu mâinile ridicate. Dați drumul la vorbire în altă limbă. Doamnă care ești aici, poate ești dintr-o altă confesiune, nu înțelegi prea multe ce se întâmplă aici. Te rog, ascultă-mă. Ridică doar mâinile și rostește Tatăl nostru până când se termină rugăciunea bisericii. Iubitul meu, frate, conectează-te cu Duhul bisericii. Vom închide ochii. Ne vom ruga ca și când ar fi ultima rugăciune din viața noastră. Dă-i drumul la vorbire în altă limbă. Dacă îți vine cântarea, dă-i drumul la cântare în altă limbă. Domnul să ne mărească credința, să putem să vedem lucruri clare, lucruri care le putem pipăi, să putem să vedem bolnavi care se vindecă și cazuri de epilepsie, oameni să vină în locul acesta, să transforme Dumnezeu locul acesta ca la Betesda, să aducă Dumnezeu vindecare, Iisus să treacă prin biserică, cum au trecut prin Gadara, să fie ziua izbăvirilor, să fie ziua vindecărilor, să fie ziua eliberărilor prin credință, să intrăm în rugăciune. Hallelujah!